Bine ați revenit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună subiectul al treilea din testul 30 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de evaluare națională. La exercițiul întâi avem un triunghi dreptunghi, trebuie să arătăm că AB este de 16 cm, apoi să aflăm a aria patrulaterului ABDM, iar mai departe să demonstrăm că avem segmentele MN și AC congruente. La problema a doua avem o prismă 4 lateră. Trebuie să arătăm că perimetrul lui ABCD este de 24, apoi să demonstrăm că DC' prim e paralelă cu planul QOM și în final trebuie să arătăm că avem 3 puncte, co 4 puncte coplanare. Să începem cu exercițiul întâi. Avem ABC triunghi dreptunghic cu măsura unghiului A de 90 de grade. BC de 32 de centimetri, BD de 8 cm, AD e perpendicular pe BC, iar punctul M este în mijlocul lui AC. Punctul A, arătați că AB este de 16 cm, Apoi, aflați aria lui ABDM. Și în final, demonstrați că dacă nu este punctul de intersecție dintre AB și DM, atunci MN și AC sunt congruente. Haideți să facem desenul. Desenăm triunghiul dreptunghii KBC. și m mijlocului acru. Avem A, B, D, C și M. Știm că BC este de 32 de centimetri, iar BD e de 8 cm. Să selectăm și desenul. Și vom începe cu punctul A, unde ni se cere să aflăm cât este AB. Să arătăm că AB este de 16 cm. Pentru că acesta este un triunghi dreptunghic și AB este o catetă, putem să aplicăm teorema catetei. Și anume, în triunghiul ABC, noi știm că măsura unghiului A este de 90 de grade, iar AD este perpendicular pe BC. Și atunci, din teorema catetei, ne rezultă că AB este media geometrică dintre proiecția corespunzătoare pe ipotenuză și ipotenuză. Asta înseamnă că AB va fi radical din BD ori BC. Înlocuim și avem AB egal cu radical din 8 ori 32. Asta înseamnă că obținem radical din 256, de unde rezultă că AB este într-adevăr 16 cm. Mergem mai departe, unde ni se cere să aflăm aria patrulaterului ABDM. Acesta. Este un patrulater care arată deosebit, putem să spunem asta, putem să recunoaștem asta, arată deosebit pentru, din faptului că nu știm ce este. El are un unghi drept, dar mai mult de atât nu știm. Și atunci, în momentul în care avem un patrulater, care e puțin mai ciudat, așa ca formă, pentru a afla aria, ne putem folosi de o descompunere în alte figuri geometrice care au arii mult mai ușor de calculat. Spre exemplu, eu consider că este mult mai ușor să aflăm aria triunghiului ADB, aria triunghiului ADM și la un loc să aflăm în felul acesta aria patrulaterului ABDM. Și atunci vom scrie că aria lui ABDM înseamnă de fapt aria lui ABD plus aria lui ADM. Și acum, pentru a afla aria lui ABD, pentru că este un triunghi dreptunghic, avem nevoie de catetele sale și anume de cateta AD. Nu o știm, știm doar BD-ul. Și atunci, pentru că AD este o înălțime, putem să aflăm cu teorema înălțimii, însă înainte de asta să aflăm cât este DC prin scădere. Este un segment diferență. Și vom spune că DC este BC minus BD. Asta înseamnă că DC va fi 32 minus 8 și obținem că de ce este de 24 de cm. Și acum, în triunghiul ABC, cu măsura unghiului A de 90 de grade, în care știm că AD e perpendicular pe BC, rezultă din teorema înălțimii că AD este media geometrică dintre proiecțiile pe ipotenuză, și anume PD ori DC. Înlocuind vom avea 8 ori 24. Asta înseamnă că AD va fi radical din 2, 3, 192, și ne rezultă că AD este radical din 192. Dacă îl descompunem, este 8 radical din 3 cm. Și atunci, aceasta era 16. Avem 8 radical din 3 cm. Putem să aflăm aria triunghiului ABD. Așa cum am spus, fiind un triunghi dreptunghic, vom avea AD ori BD pe 2. Înlocuind, avem 8 radical din 3 ori 8 pe 2. Simplificăm și rămânem cu 8 ori 4, adică 32 radical din 3 cm pătrați. Întrebarea este cum reușim noi să aflăm oare are aria triunghiului ADM. Sunt multe variante prin care vom reuși să aflăm această arie. Putem să vedem ce fel de triunghi este ADM. Putem să vedem multe lucruri aici. Însă, eu vreau să vă arăt ceva mult mai interesant. Și anume, triunghiul ADC, la rândul lui este un triunghi dreptunghic. Asta înseamnă că putem să aflăm destul de ușor aria. Mai mult, pentru că noi știam că M este mijlocul lui AC, înseamnă că DM este o mediană. Și atunci vreau să vă reamintesc care este rolul medianei într-un triunghi. Și anume, întotdeauna totdeauna, mediana într-un triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente, adică două triunghiuri cu arii egale. În triunghiul nostru, în triunghiul ADC, noi știind că DM este o mediană, va rezulta că aria triunghiului ADM va fi egală cu aria triunghiului DMC și vor fi jumătate din aria triunghiului ADC. Și atunci, noi aflăm acum aria triunghiului ADC. Ea este AD ori DC pe 2 și vom avea 8 ori 28 radical din 3 ori 24 totul pe 2 simplificăm și vom ajunge la faptul că aria triunghiului ADC este 8 ori 12 înseamnă 96 radical din 3 cm pătrați de unde rezultă că aria lui ADM va fi jumătate din 96 radical din 3 Asta înseamnă 48 radical din 3 cm pătrați. Ne întoarcem unde am aflat aria lui ABD și am demonstrat că ea este 32 radical din 3 și vom înlocui în formula pe care am scris-o aici. Și în felul acesta vom obține că aria lui, stați să inserez desenul, aria patrulaterului ABDM este 32 radical din 3 plus 48 radical din 3. Asta înseamnă că area lui ABDM va fi 0,80 radical din 3 cm pătrați. Mergem mai departe la punctul următor, unde ni se cerea să demonstrăm că M nu este congruent cu AC. Haideți să facem desenul aici, să prelungim AB-ul și dm până cele două se întâlnesc. AB și DM. Cam în felul acesta, cred că putem să am mai multă grijă aici. Cam așa să spunem. Și aici este punctul N. Și noi trebuie să arătăm că pe desenul meu nu este foarte frumos, nu e extrem de reușit, că mână și ac sunt congruente. Haideți să vedem cum putem să facem asta. E, cred că, destul de simplu să facem o congruență de triunghiuri. Dacă vom găsi perechi de elemente congruente, atunci putem să încercăm o congruență de triunghiuri și să sperăm că lucrurile vor ieși destul de frumoase. Totul este să ne uităm pe desen și să vedem în care triunghiuri să mergem. De exemplu, putem să spunem că mergem în triunghiul mână pentru mână. În triunghiul acesta avem unghiul drept, avem latura m, care știm că e jumătate din a, apoi poate mai reușim să mai aflăm un unghi, poate reușim să aflăm unghiul M. Dacă mergem într-un alt triunghi din care să facă parte AC, spre exemplu, am putea să mergem în triunghiul ADC, să-l desenez, care este un triunghi dreptunghic și atunci avem un element pereche, să spunem. Apoi, ne-ar trebui să-l aflăm pe AD -c, să vedem cât este și eventual și un unghi. Pentru asta, Vă propun să aflăm cât este AC-ul, după care în felul acesta aflăm cât e și AM și apoi poate reușim să aflăm și niște unghiuri. Și atunci avem teorema catetei, bineînțeles, în triunghiul ABC, cu măsura unghiului A de 90 de grade cu AD perpendicular pe BC rezultă din teorema catetei că AC la, la, pătrat sau AC este radical din DK ori BK. Asta înseamnă că AC va fi radical din 24 ori 32. Desfacem în 2 radical, e mai simplu de calculat. 2 radical din 24 e 2 radical din 6, ori radical din 32 e 4 radical din 2. Efectuăm înmulțirile și obținem 8 radical din 12. Putem să mai cal calculăm pe 12, e 2 radical din 3. Asta înseamnă că obținem că AC este 16 radical din 3 cm. Încă o dată, noi aflasem că AB este de 16. Apoi BC-ul era 32, iar AC este 16 radical din 3 cm. Rezultă de aici că AM, care era jumătate, va fi 8 radical din 3 cm. Și uitați cum am reușit să arătăm că AM este cât AD. Pentru că și AD era 8 radical din 3 cm, ne rezultă că AM e congruent cu AD. Cu alte cuvinte avem al, a doua pereche de elemente. Haideți să o găsim pe a treia. Și acum să vedem ce putem să facem. Poate reușim să scoatem câteva unghiuri. Noi știm că în triunghiul ABC, dacă ne uităm, avem o catetă care este jumătate din ipotenuza. Asta înseamnă că undeva aici se ascunde un unghi de 30 de grade. Cu alte cuvinte, unghiul DAC va avea 60 de grade. Putem să vedem ce fel de triunghi este triunghiul ADM. Dacă vom arăta că și acesta are un unghi de 60 de grade, atunci problema este rezolvată. Haideți să luăm desenul, să mergem pe următoarea pagină. Să spunem faptul că am observat că în triunghiul ABC, în care aveam măsura unghiului A de 90, că AB este BC pe 2. Și atunci, din reciproca teoremei unghiului de 30 de grade, Rezultă că măsura unghiului C e de 30 de grade. Dacă mergem în triunghiul DAK, unde știm că măsura unghiului D e de 90 de grade, iar măsura unghiului C am aflat o că e de 30 de grade, rezultă că măsura unghiului A va fi de 60 de grade. Și acum în triunghiul ADM, dacă ne uităm, noi aveam AD congruent cu AM, dar aveam și un unghi de 60. Unghiul AM, măsura unghiului A de 60, este de 60. Și noi știm foarte clar faptul că atunci când avem un triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade, el este, de fapt, un triunghi echilateral. Asta înseamnă că triunghiul ADM va fi echilateral, de unde rezultă că măsura unghiului AMD este de 60 de grade. Asta înseamnă că, de fapt, unghiul DAC va fi congruent cu unghiul AMD. Ne rămâne să facem acum congruența de triunghiuri și să trecem la problema a doua. Comparăm triunghiul MAN cu triunghiul și haideți să vedem. Am mers pe catete, pe cateta mică, apoi pe cateta mare. La fel trebuie să mergem aici. A d c. Și atunci, în primul rând, unghiul A e congruent cu unghiul D, pentru că au 90 de grade. Apoi, am arătat că AM e congruent cu AD. Și apoi am arătat că unghiul M sau unghiul A, M, N e congruent cu unghiul D, A, K. Și atunci, din cazul unghi latură unghi sau ce avem aici? Catetă unghi. Depinde de ce vreți voi să scrieți. Să spunem că avem catetă unghi. Rezultă că triunghiul M, N, E congruent cu triunghiul ADC. Asta înseamnă că MN e congruent cu AC. Foarte frumos exercițiu mi s-a părut. Mergem mai departe la problema a doua. Avem ABCD. A prim, B prim, C prim, D prim. Prismă patrulateră. Cu AB de 6 cm. A'A A perpendiculară pe planul ABC, AC se intersectează cu BD în punctul O, iar BC' se intersectează cu B'C în punctul M. Punctul A, arătați că perimetrul lui ABCD este 24, apoi demonstrați că DC' e paralelă cu planul QOM, iar la C, dacă nu este simetricul punctului O față de M, arătați că punctele A', B', C' și N sunt coplanare. Haideți să facem desenul. Desenăm un cub, un cub, o prismă era, seamănă totuși cu un cub. Imediat voi trasa și liniile punctate. Avem A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Apoi mai avem câteva diagonale. Aveam aici punctul M, apoi punctul O, să facem cu altă culoare. Și ne mai interesa diagonala aceasta. Văd că e trasată și eu. Perfect. Să facem notațiile. Aici este punctul O, punctul M și să-l trasăm pe OM. Va trebui să arătăm că D' paralelă cu planul acesta la punctul B. Să fie făcut. Bun. Scăpăm de date, selectăm desenul și începem treaba. Știm că AB este de 6 cm. Singurul lucru, interesant. Sperăm să nu avem nevoie de altceva. Punctul A trebuie să aflăm perimetrul lui ABCD. Noi știam din ipoteză că ABCD e un pătrat, Asta înseamnă că perimetrul lui ABCD este 4 ori latura. Înlocuind avem 4 ori 6. Asta înseamnă că perimetrul va fi de 24 de cm. Am scăpat rapid. Mergem la punctul B. Trebuie să arătăm că. De ce prim e paralel cu planul COM? Și aici vom scăpa repede, pentru că lucrurile sunt extrem de simple. Chiar și cei care spuneți că nu vă descurcați la matematică. Dacă respectați niște lucruri simple, cu siguranță veți face corect. Pentru a arăta că cu o dreaptă e paralelă cu un plan, tu trebuie să găsești o dreaptă din planul respectiv care să fie paralelă cu planul alfa. Ca să nu spuneți că vorbesc pe lângă, desenez aici un plan alfa. Și vreau să arăt că dreapta A e paralelă cu planul alfa. Ca să fac asta, trebuie să găsesc o dreaptă în planul alfa, de exemplu dreapta B, cu care A să fie paralelă. Și am așa, dacă A e paralel cu B, dar B se află în planul alfa, atunci A e paralelă cu planul alfa. Atât de simplu. Venim aici și trebuie să vedem ce de prim cu cine este paralelă. Pe lucrurile sunt extrem de simple, pentru că putem să arătăm că O e la mijloc, M e la mijloc, linie mijlocie, paralelă și trecem la C. Și atunci vom scrie că noi știm din ipoteză că ABCD e un pătrat, dar punctul de intersecție dintre AC și BD este punctul O. Asta înseamnă că O va fi mijloc pentru BD. Bine, și pentru AC. Apoi, dacă mergem în BCC, B, noi știm că acesta este un dreptunghi. Și diagonalele sale, BC, se intersectează cu BC în punctul M. Din proprietățile dreptunghiului, rezultă la fel că M este la mijlocul diagonalelor, de exemplu la mijlocul lui BC. Și atunci, noi dacă știm că O este mijlocul lui BD, dar știm că și M este mijloc pentru BC. Rezultă din astea două că OM e o linie mijlocie în triunghiul DBC', asta înseamnă că OM va fi paralelă cu a treia latură a triunghiului, și anume DC'. Și aproape am terminat. Scriem doar concluzia: DC' e paralel cu OM, OM e inclusă în planul COM și atunci din asta rezultă că DC' e paralelă cu planul C-O-M. Foarte simplu. Mergem mai departe la punctul C, unde sper că va fi la fel de simplu. Ni se spune că trebuie să considerăm simetricul punctului O față de M. Asta înseamnă că trebuie să măsurăm cât este OM și să-l prelungim și acolo va fi punctul N. Eu nu am cum să măsor, voi puteți să măsurați ca să vă faceți o idee și să obțineți un răspuns corect. Să spun că undeva aici. Spunem că aici e punctul N. Și trebuie să arătăm că punctele A B prim, C și N sunt puncte coplanare. Haideți să vedem ce ar însemna acest lucru. Puncte coplanare înseamnă puncte care fac parte din același plan. Noi știm că punctele A prim B prim C prim se află în planul de sus. Întrebarea este dacă putem demonstra că și N se află în planul respectiv. Și atunci haideți să vedem la ce ne ajută că știm că nu este un simetric. Păi înseamnă că OM e congruent cu mână. Păi știam că și, la, și mă e la mijlocul lui bă, că Pe asta oare ce înseamnă? Ce s-a format aici? Ce putem să spunem oare despre patrulaterul acesta? Nu cumva iese el un paralelogram? iese un paralelogram pentru că noi avem un patrulater în care diagonalele se intersectează și se înjumătățesc. Aceasta este o proprietate a paralelogramului. Și atunci vom scrie că dacă, voi scrie în dreapta, dacă nu este simetricul, dar nu-mi place să scriu în dreapta, la examen de desenul trebuie să apară pe dreapta. Și îl voi și micșora puțin. Vom avea așa, dacă nu este simetricul punctului O față de M, asta înseamnă că O OM va fi congruent cu MN. Apoi, noi știam că M e la mijlocul lui B asta înseamnă că știam că MB e congruent cu M Din astea, rezultă că O OBN câprim, este un paralelogram. Asta înseamnă că OB va fi paralel cu C'N. prim N. Poate nu chiar pare în desenul meu. Ar fi trebuit să fie puțin mai înclinat ca să fie desenul mai realist. Să încerc să-l modific puțin. Ar fi trebuit să vină cam așa ca să pară chiar paralele. Cred că acum e mai ok desenul. Acum, haideți să vedem la ce ne folosește acest lucru. La ce mă ajută că obei paralel cu ce prim N? Mă întrebare? cu cine știam că obei paralel? Nu știam că OB e paralel cu D prim Asta înseamnă că C prim N e paralel cu D prim Dar C prim se află în planul A prim B prim C prim. La fel se află și B prim, D prim, în același plan. Păi dacă eu am două drepte paralele și punctele respective se află în plan, nu înseamnă de fapt că și punctul N aparține planului A prim, B prim, C prim? Păi dacă el aparține planului A prim, B prim, C prim, rezultă că punctele A prim, B prim, C prim și N sunt puncte coplanare.